UTA câștigă primul test al verii cu 2 la 1 contând doar pe jucători tineri care se bat pentru un loc în lotul de Superliga al echipei Fanion a Aradului. În minutul 13, tătarul fundaș central venit în probe de la Poli a făcut fault asupra lui Borcea și Mirel Arsene l-a executat pe Blaga de la punctul cu var. De partea cealaltă, Uta a avut două-trei contre rapide tăioase, una dintre ele finalizată cu un șut în bara transversală de Cristia din alergare de la 20 de metri. Repriza secundă s-a reluat de la scorul de 1 la 0 pentru gazde și cu o echipă a Utei schimbată în întregime de la mijloc în sus. Iar unul dintre fotbaliștii veniți de pe bancă pentru roș albi a reușit egalarea în minutul 58. Adelinica a făcut 1 la 2 minutul 66, tot cu un șut din afara careului de 20 de metri. O să fac tot ce îmi tot ce ține, ține de mine, tot ce îmi stă în putință. Îmi doresc, vă dați seama, să joc la un nivel cât mai înalt. Vreau să debutez în Super League, vreau să rămân aici și să dau tot cea mai bun. Asta îmi doresc. Bun, cât te-a ajutat experiența de la Dumbreghița? M-a ajutat foarte mult deoarece am văzut o altă perspectivă a fotbalului. Am jucat contra seniori, a fost un nivel mai, mai bun decât la juniori. Eu consider că m-am dezvoltat și pe plan fizic și pe plan psihic. Și eu zic că am venit mult mai proaspăt aici. Da, un test uh, foarte bun și util pentru, pentru noi astăzi. Intensitatea a fost bună. Uh, a fost o oportunitate pentru, pentru tot stafful tehnic să să vedem jucătorii uh, împrumutați anul trecut la, la ligile inferioare și jucătorii din Academie. Un test util pentru, pentru toată lumea și uh, așteptăm acum următorul pas să vedem uh, unde, unde vor uh, urma să. Următoarea evaluare și unde vor uh, evolua.